ziua! Mă numesc Stella Cojocaru, sunt profesor de pictură și vă zic bun venit la o lecție virtuală de arte plastice. Astăzi vom discuta despre pictură. Arta este o formă de creativitate umană. Artele plastice includ și pictura. Pictura reprezintă imagini artistice vizuale redate prin culori. Unde vedem culoare, acolo găsim și pictura. Ca exemplu vă aduc, dragi copii, lucrări de ale pictorilor noștri moldoveni autohtoni, Eleonora Romanescu și Igor Vieru. Aici vă reprezint picturi de ale copiilor. Culorile se aplică pe hârtie în mai multe moduri. Tradițional, cu pensula, cu buretele prin tamponare, prin amprentare cu degetele sau palmele, prin ștampilare și imprimare cu diferite obiecte din natură, frunze, flori, petricele, scoarță, sfoară și prin monotipie, care obține imagini spontane prin presarea petelor de culoare între două foi. Propun să pictăm împreună astăzi, dragi copii, niște păpădii prin imprimarea cu hârtia mototolită. Prima etapă. Faceți un cocoloș mare de hârtie, boțind hârtia în palme. Aplicați cu el vopseaua. Stăruiți-vă să aplicați vopseaua după forma rotundă a păpădiei. Completați desenul cu detalii, linii, nervuri, frunze. La final, vă propun un joc. Găsiți păpădia printre florile date. Vă zic la revedere, pe curând!